Salut tuturor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Alexandra și în clipul de azi aș vrea să vă povestesc despre experiența noastră în Delta Dunării și aș vrea să vorbim în special despre acest resort la care am stat noi, Green Village Resort în Sfântul Gheorghe Tulcea. Haideți să începem! Auzisem despre acest resort la mai mulți oameni și toți aveau păreri bune, așa că am decis să-l încercăm și noi. După experiența minunată pe care am avut-o la fermă și despre care v-am povestit în clipul anterior, ne-am îndreptat spre Delta Dunării. Înainte să ajungem în Murghiol, locul de unde urma să luăm vaporul spre Sfântul Gheorghe, am petrecut o noapte într-un apartament luat pe Airbnb în Tulcea, ca să fim cât mai aproape de locul de pornire. Vaporul urma să plece abia la ora 1, în realitate a plecat un pic mai repede, dar nu voiam să lăsăm cele 5 ore de drum pentru ziua plecării, așa că am plecat cu o zi înainte. Mai este o variantă de a lua vaporul mai după masă, la ora 5, dar pentru noi ar fi fost mult prea obositor și oricum cazarea la fermă o aveam doar până duminică, așa că a funcționat foarte bine pentru noi așa. Deci am petrecut o noapte în Tulcea, iar a doua zi ne-am prezentat în această parcare SAR 2000 în așteptarea bărcii noastre. În realitate au fost mai multe bărci care au luat pe toată lumea și în momentul în care am ajuns acolo și le-am predat bagajele, s-au pus etichete și marele avantaj al unui preț destul de mare pentru un drum de o oră din Murghiol până în Sfântul Gheorghe a fost faptul că ne-au dus bagajele până la ușă. A durat un pic, le-am așteptat destul de mult în condițiile în care atunci când am ajuns erau niște bălci în fața căsuței noastre și copiii s-au bălăcit acolo, nici nu le-a mai trebuit mare. Când au dat de apă, s-au băgat cu totul și apoi aveam nevoie să-i schimb și așteptam bagajele. Deci a durat puțin, dar da, a fost destul de confortabil. Cred că aveți și alternative în cazul în care nu vreți să le plătiți lor transportul. Am văzut că erau câteva numere de telefon acolo în parcare, deci cu siguranță sunt și alte variante. Complexul este împărțit în trei zone. Cea principală, Lebedea și Pelicanul, este cea în care se află și restaurantul, piscina, locul de joacă pentru copii. Urmează apoi zona în care am stat noi, Stârcul Alb, în care sunt aceste bungalouri și cel mai departe se află zona Egreta, în care am impresia că acolo acceptă doar adulți fără copii, dar nu sunt sigură. Și noi am ales zona Stârcul Alb pentru că citisem că sunt căsuțe de tip bungalouri și pe de-o parte aș fi vrut să avem cât mai multă intimitate în așa fel încât să nu fie cineva care să ne trezească copiii noaptea, ei se și culcă mai devreme, fiind încă destul de mici și pe de altă parte nu voiam nici să deranjăm noi pe altcineva pentru că vă dați seama că fiind așa de mici e destul de mare tămbălăul. Da, și ce s-a întâmplat de fapt, am descoperit că aceste bungalouri sunt un fel de duplexuri, deci nu eram singuri într-o clădire și aceste duplexuri sunt despărțite evident de niște pereți. Am văzut că jos le poți uni, deci dacă sunt două familii care vor să petreacă o vacanță împreună, e foarte fain pentru că jos sunt uși, dar sunt uși duble, practic sunt două uși și dacă ambele familii decid să deschidă ușile, atunci cele două apartamente se pot conecta și atunci e foarte fain că poți petrece timp împreună. Nu a fost cazul nostru, iar lângă am avut o familie din Brașov care avea copii mai mari, de 9 și de 6 ani. Da, și vă dați seama că fiind atât de mari nu se culcau la ora 9 odată cu Horia, ci de cele mai multe ori după 11 și un pic eram în contratimp cu ei, deci ceea ce am vrut să evit nu s-a întâmplat, am avut gălăgie noaptea. În final a fost în regulă pentru că odată ce reușeam să adorm copiii nu se mai trezeau și nu mai conta că făceau atât de mare gălăgie. Nu era neapărat foarte mare gălăgia, dar acești pereți erau ca și cum n-ar fi aproape, la modul că de partea cealaltă a lui se afla patul lor și auzeam efectiv ce vorbesc, adică înțelegeam fiecare cuvânt, deci vă dați seama cât de subțiri erau pereții. Da, să luați asta în calcul în cazul în care vreți să închiriați și voi bungalouri, pentru că eu nu am fost conștientă de asta, nu știu, poate nu m-am documentat suficient și da, a fost o surpriză pentru mine. Și iar ce să luați în calcul este faptul că această zonă, Stârcul Alb, nu este foarte aproape de zona Lebedea și Pelicanul și da, pentru adulți sau pentru oameni care au copii mai mari care pot să meargă singuri, nu e mare lucru, dar pentru noi faptul că în fiecare zi trebuia să facem drumul ăsta de câteva ori era foarte obositor, pentru că vă dați seama că tot cărăm copii în brațe, uneori trebuie și pe Victor să-l cărăm pentru că are 3 ani și da, sunt momente în care nu vrea să meargă pe jos sau e obosit sau mai știu ce s-a întâmplat și atunci de multe ori ne trezeam doi adulți cu doi copii în brațe cărând copiii pe acolo și nu era foarte plăcut. Deci da, ar fi fost bine să fi ales o zonă mai aproape, Lebedea și Pelicanul și odată ajuns acolo am observat că sunt bungalouri și acolo, în zona Lebedea și Pelicanul, deci puteți alege și această opțiune.
în interiorul bungalow-ului era destul de mult spațiu și era destul de aerisit, nu era foarte multă mobilă. Eu acasă m-am îngrijorat foarte mult pentru că tot vedeam că este un singur pat în bungalow și mă gândeam, ok, dar ai atâta spațiu și tânghiese într-un pat? Și am cerut încă un pat extra de o persoană. În realitate, pe noi ne-ar ajuta cam două paturi duble, v-am mai povestit despre asta. Dar odată ajunși acolo am constatat că de fapt erau două paturi unite, două paturi duble unite, cu un topăr imens deasupra. Deci am încăput toți în acel unic pat și am dormit destul de confortabil. Acum că v-am povestit cam cum arată complexul și bungalow-ul în interior, am și filmat pentru voi și o să inserez imagini chiar acum. Varianta de demi-pensiune în care aveam bufet suedez atât dimineața cât și seara. Practic toți cei care se cazează în resort au micul dejun inclus, iar cina este opțională și noi am ales-o pentru că era mult mai comod așa. În final s-a dovedit a fi o alegere bună, ne-a plăcut mâncarea și erau destul de multe opțiuni. Nu pot să spun că fiecare opțiune era extraordinară, de exemplu mie îmi plac foarte mult icrele, dar nu am putut să mănânc absolut deloc pentru că erau foarte sărate. Sau în unele cazuri ziceam peștele nu are gust bun sau altă mâncare, dar fiind atât de multe opțiuni, întotdeauna găseam ceva care să ne placă.
Iar pentru copii a fost ideal pentru că puteau să încerce mai multe lucruri. În ceea ce privește băuturile, dimineața erau destul de multe sucuri, destul de dubioase dacă mă întrebați pe mine. Într-o zi a fost un suc albastru, dar un albastru foarte puternic, era evident că este folosit colorant și da, nu aș fi băut așa ceva în veci, dar întotdeauna găseam, dimineața găseam cafea, evident aveau aparate de cafea foarte faine, plus lapte pentru copii, apă, găseai întotdeauna tot ce aveai nevoie, iar seara în principiu cam era apă și nu neapărat altceva. Dacă aveai nevoie de băuturi alcoolice sau o limonadă, noi eram și suntem mari fani limonadă, atunci trebuia să comanzi de la bar și să o plătești tu. Pentru masa de amiază există un interval în care poți servi mâncare. În realitate nu neapărat sunt foarte strict cu acest interval, dar servesc ciorbă doar în acest interval, care oficial era 1-4, dar am văzut că încep să servească de la ora 12:30. Da, și practic noi am mâncat acolo aproape în fiecare zi, cu excepție, o să vă povestesc imediat. Era meniu a la carte și găseam întotdeauna opțiuni. Mie mi-a plăcut foarte mult șalăul, l-am luat cam de fiecare dată, mi-a plăcut super mult, iar Rareș își lua paste și întotdeauna luam și o ciorbă pentru copii. Da, deci cam asta a fost cu mesele de amiază. A fost o singură excepție într-o zi când ne-am dorit foarte mult să mâncăm la cineva în sat și ne-a aranjat cu cineva. După aia am aflat că nu se mai poate mânca la această persoană, așa că am mai amânat o zi și ne-am dus la această persoană care ne-a gătit. Eu aveam amintiri foarte plăcute despre a mânca la cineva care îți gătește, pentru că acum foarte mulți ani eu am fost în Delta și cu niște prieteni și am locuit la o familie de ucrainieni. Și în fiecare zi ne găteau ei și mâncarea era foarte, foarte bună și am vrut să am și această experiență autentică de masă la un localnic, pentru că aveam în mintea mea o amintire foarte plăcută. Da, dar în realitate acum s-a dovedit a nu fi foarte plăcută, pentru că a trebuit să mergem undeva la biserica din sat să ne întâlnim cu această doamnă. Acolo locuia ea, în apropiere. Doar că așa a fost contextul nostru, că a fost după o zi în care noi ne-am dus până la plajă, trocariciul nu funcționa pentru că plouase și erau bălți și am înțeles că atunci când sunt bălți nu funcționează trocariciul. Deci după ce am cărat copiii obosiți de la mare vreo 2 km, a trebuit să mai mergem încă, hai să nu zic unul, deși mie mi se pare că a mai fost încă un kilometru, la amiază prin soare cu ei în brațe ca să ajungem la masă. Și odată ajuns acolo am constatat că mai era un cuplu care mânca împreună cu noi și nu prea aveam loc la masă, vă dați seama, cu doi copii, fără scaun de copil mic, în fine a fost un haos absolut. Ciorba a fost destul de bună, n-am nimic de reproșat ciorbei. În schimb, la felul 2 am primit pește prăjit cu cartofi prăjiți și muștei de usturoi. Și pe lângă faptul că era foarte multă prăjeală și peștele nu era nici măcar trecut prin ou și mălai, era pur și simplu făcut în baie de ulei. Pe lângă asta, peștele avea foarte multe oase mici și mi-a fost foarte greu să-l curăț pentru cei mici. Eu nu vă mai spun că am plecat de acolo nemâncată, pentru că, în primul rând, mâncarea era pusă la comun pe platou și mai era un cuplu, așa cum vă spuneam, și parcă luai cu jenă, nu-ți dădeai seama, mai aduce, nu mai aduce, e suficient, așa că practic le-am dat copiilor și eu am cam rămas nemâncată. Da, și nu mi-a plăcut deloc faptul că peștele avea foarte multe oase mici și nu reușeam efectiv să scot ceva ok pentru copii. Poate pentru mine ca adult nu era așa de grav, că niște oase mici nu sunt atât de periculoase, dar nu era și cazul copiilor și atunci a fost un chin și în final au ajuns să mănânce foarte mulți cartofi prăjiți. Deci, da, nu a fost deloc o experiență plăcută și după toate astea, după ce ne-am chinuit enorm cu masa, s-a făcut, nu știu, 2:30, ne-am întors cu niște copii epuizați, până le-am făcut duș și i-am pus la somn, în fine, deci a fost foarte greu și eram foarte obosită. Și îl cărasem atât de mult pe Horia încât aveam o durere de spate groaznică. Deci niciodată n-am mai vrut să mai mănânc la un localnic. Și ce vreau să vă spun legat de asta este că știți că și într-un clip anterior eu încurajam foarte mult turismul sustenabil și să mănânci la localnic și să-i cunoști. Și în continuare încurajez asta, dar cred că trebuie să fie un serviciu și un respect reciproc. Adică atunci când mă duc la cineva în casă și îi plătesc, am așteptarea să fiu tratată nu excepțional, nu sunt nu știu ce prințesă, dar în momentul în care simt că am primit peștele de cea mai proastă calitate, simt că practic mi s-au luat banii degeaba. Da, deci întotdeauna să fiți atenți la asta și eu vă recomand să încercați să mergeți pe recomandări, pentru că altfel puteți păți ce am pățit și noi. Cam asta a fost cu mâncarea, aș vrea să mai povestim puțin și despre activități. O activitate foarte faină este evident să faci o excursie în Delta Dunării, ceea ce noi n-am reușit să facem, dar asta e altă poveste. Dar vreau să vorbim un pic despre prețurile de la Green Village. Practic, cea care ne tenta pe noi și pe care am fi vrut să o facem era cea de la Gârla Turcească. Dura aproximativ 2 ore și prețul era de 150 de lei de persoană. Prețul am văzut că era direct proporțional cu durata excursiei și asta era a doua, cea mai lungă.
lungă, cea mai scurtă fiind cea până la vărsarea Dunării în mare, care costa 50 de lei, dar vă dați seama că era o excursie super scurtă pentru că vărsarea Dunării se vede efectiv de pe ponton, deci e foarte aproape. Da, cam astea erau prețurile la Green Village, dar dacă vreți să vedeți rezervația, nu e singura opțiune, pentru că plimbându-ne pe ulițele satului, am observat că sunt multe numere de telefon și puteți da telefoane și vorbi cu un sătean care să vă ducă. Alte activități pe care le poți face în interiorul resortului sunt statul la piscină, este piscina acolo foarte faină, noi nu am prins vremea cea mai bună pentru piscină, dar da, e fain că e fix acolo în interiorul resortului și este și loc de joacă pentru copii atât în interior cât și în exterior și pentru noi a fost destul de salvator pentru că, așa cum vă spuneam, nu am prins cea mai bună vreme și atunci a fost fain că în zilele ploase mai stăteam în interior cu cei mici, erau multe jucării acolo. Nu era nimeni care să-i supravegheze și apoi am aflat că de fapt ar trebui să fie în permanență cineva care să-i supravegheze acolo și ce s-a întâmplat a fost că cei de la recepție l-au lăsat deschis pentru ca cei mici să-l poată folosi, dar cel care se ocupa și care a venit, cred că pe vineri a venit acolo, a fost foarte revoltat și el a susținut că acest loc de joacă ar fi trebuit să rămână închis pe toată perioada celor 5 zile cât am stat noi acolo și sâmbătă să-l deschidă, urma să-l deschidă el sâmbătă, deci nu știu cum prinde dacă merge. Asta vreau să spun. Sâmbătă am înțeles că se organizează tot felul de activități pentru copii. Noi nu am prins pentru că noi am mers de luni până sâmbătă și atunci nu știu, dar mi s-a părut că sâmbătă este o zi mai organizată cu mai multe activități. În afară de asta, de mers în rezervație și de petrecut timp în interiorul resortului, evident că dacă sunteți amatori de pescuit, puteți merge chiar acolo pe pontoanele resortului să aruncați o undiță în baltă. Am văzut că era lume care făcea asta. Și o altă activitate principală este, evident, mersul la mare și la plajă. Vă spuneam deja că noi a trebuit să facem drumurile astea pe jos, pentru că atunci când plouă și sunt bălci, trocariciul nu funcționează. N-am înțeles exact care este motivul, poate, nu știu, era prea multă apă, nu știu. Deci asta s-a dovedit a fi destul de anevoios pentru noi, pentru că trebuia să ne cărăm cu toate după noi și cu cei doi copii. S-a întâmplat ca Victor să facă drumul singur, dar s-a întâmplat și să vrea să fie cărat în brațe, în special la întoarcere. Da, deci să luați în calcul și asta. Plaja este frumoasă, este sălbatică, nu e super amenajată. Nu o să mă apuc acum să compar cu Grecia, Schiatos, unde am fost anul trecut pentru că n-are niciun sens. Dar da, este mare, este frumos și nu era foarte aglomerat, ceea ce mie întotdeauna îmi place și mă încântă. În final vreau să vorbim puțin despre prețuri, pentru că vă spuneam că o să vorbim și despre asta la sfârșit. Și vreau să vă spun că prețul pentru noi, pentru 5 zile de stat acolo, 5 nopți, practic de luni până sâmbătă, cu transport inclus și cred că am plătit și ceva asigurare pentru că eram îngrijorată să nu se îmbolnăvească cei mici fix înainte și să nu mai putem ajunge. Prețul total pentru asta, cu demi-pensiune, așa cum vă spuneam, a fost de 3700 de lei. Pe lângă asta am mai plătit și mesele de amiază. În interiorul resortului, de obicei, v-am spus deja că noi comandam o ciorbă și două felul doi și ceva de băut, de obicei limonadă. Și pentru asta plăteam cam 110-120 de lei, cam pe acolo ne era media. Atunci când am fost la această doamnă acasă să mâncăm, prețul a fost de 60 de lei pe adult și nu am plătit pentru cei mici și da, cam astea au fost prețurile pentru mâncare, a fost destul de ok pentru noi. Am fost într-o zi și la magazinul din sat de unde am mai luat ceva banane și nu știu, ceva gustări pentru cei mici și cam atât am plătit pentru mâncare, nimic altceva. Despre prețurile pentru excursie v-am spus deja că era 150 de lei de persoană pentru acea excursie de 2 ore la Gârla Turcească și creșteau odată cu timpul petrecut în barcă. Cam asta ar fi în mare. Dacă am uitat să vă spun ceva, vă rog, lăsați-mi în comentarii. Am uitat să ating subiectul țânțari, care, da, pe noi ne-a chinuit foarte mult, a fost foarte inconfortabil, ne-au pișcat într-un mare hal, înăuntru aveam ceva aparate din acelea cu pastile, poate că nici noi n-am fost destul de pregătiți, adică, nu știu, poate am fi putut evita asta, dar efectiv, odată ce ne prindeau, ne nenoroceau și toți eram plini de bube și vă dați seama că ne mânca pielea, uneori simțeam că mă mănâncă efectiv peste tot, deci a fost foarte incomod atât pentru noi cât și pentru cei mici. Pentru piele aveam autan, dar poate că trebuia să căutăm ceva mai eficient, am auzit de ceva spray. O să vă las în descriere pentru că nu mi-amintesc acum exact cum se cheamă, dar l-am găsit și am auzit că ar fi mai eficient decât autanul și un pic mai sănătos. Da, deci experiența cu țânțarii a fost foarte neplăcută pentru noi.
Și per total, ca să ajung la o concluzie, e adevărat că nu am prins o vreme foarte bună. Familia care stătea lângă noi în bungalow, am povestit de ei, ei spuneau că vin în același loc aici, la Green Village, de 9 ani și indiferent de ce lună au ales, în mai, în aprilie chiar, în iunie, niciodată n-au prins vremea așa de rea. Și noi, vă dați seama, ne-am dus și noi odată și am prins vremea asta, deci nu neapărat am putut să ne bucurăm la maxim de experiența asta, poate că și din cauza asta, dar n-am rămas cu cel mai bun gust și atât eu cât și Rareș spunem că nu o să ne mai vadă Delta prea curând. Asta este părerea noastră, știu că sunt oameni care sunt absolut nebuniți după Delta, pe noi nu ne-a convins, am încercat de mai multe ori, am fost și acum câțiva ani cu caiacele prin Delta și efectiv am tot padelat pe canale și din nou aceeași problemă cu țânțarii, atunci am dormit la cort, deci am încercat și acum și nu am rămas foarte încântați, dar da, am vrut să vă dau toate informațiile astea și să luați propriile decizii în funcție de situația fiecăruia. Sper că v-a fost de folos clipul, am vorbit destul de mult și până săptămâna viitoare mulțumesc pentru vizionare și aveți grijă de voi! Salut!